Bine ați venit la un nou review de mașină second hand, aici la Țiriac Autorulate, unde astăzi vă vom prezenta un Nissan Juke Nismo RS. Așa arată cheia, așa arată mașina. Prețul este de doar 16.900 de euro pentru o mașină din anul 2016 cu 40.000 de kilometri. Pot să vă spun avantajele achiziției unei mașini second hand de la țirea Autoroate, după care vom prezenta mașina, vom merge cu ea, vom face... Sărim! Azi sărim! <laughs> așa cum o să vedeți în acest episod, un lucru destul de rar, n-am șosete. Sunt cu glezna goală. Sunt cu glezna goală că așa s-a întâmplat. Așa s-a întâmplat. N-am trecut încă la șosetele de vară și dacă am astăzi de filmat două mașini care s-au potrivit exact cu ținuta mea, am zis că e, e tot ce trebuie să știți. Bun, legat de țiriaca autorulate, trebuie să știți că aceste mașini se vând chiar dacă sunt second-hand, cu garanție. Trebuie să știți că puteți să le finanțați în leasing, chiar dacă sunt mașini second-hand. Trebuie să știți că puteți să aduceți mașini de afară, deci dacă vedeți dumneavoastră o mașină pe internet și așa mai departe, cei de la Țiriac Auto Rulate vă pot aduce, finanța și livra în toate sediile Țiriac Auto uh, Rulate din țară. Puteți să vă programați și la Test Drive. Au o grămadă de facilități pe care le găsiți foarte simplu pe site-ul lor. Să nu ne mai lungim, să începem cu partea frontală a acestui Nissan Juke Nismo RS, pe care eu urăsc din tot sufletul meu, eu, personal. Dar asta nu înseamnă că dacă o urăsc eu, E urâtă, sau altor oameni nu poate să le placă chestia asta pe care mi-e foarte greu să o înțeleg. Adică, ați crede că astea sunt proiectoarele mașinii? Nu! Astea sunt farurile mașinii, astea sunt luminile cu care ea vede pe unde să meargă. Nu, nici de cum astea. Astea sunt niște lumini de zi, este un design special pentru partea de Nismo față de jucul normal unde avem aceste prelungiri, vopsite, oglinzi roșii, inserții roșii și logo Nismo cam pe unde s-a putut pune. Repet, nu este favorita mea, dar asta nu înseamnă că este o mașină nu știu, urâtă sau nereușită sau așa mai departe. Mergând pe partea laterală pot să vă spun că Specific pentru varianta de echipare Nismo, sunt jantele de 18 inci sau 18, ca să fie mai corect. Mașina expusă sau mașina care este dată spre vânzare vine echipată cu anvelope de iarnă, vine cu aceste elemente gri, pragurile suplimentare, dunga roșie, oglinzile, partea aia de eleron acolo mult mai agresivă nu pot să spun că nu are o formă interesantă, pentru un motor de 1600 cm cub și 215 cai putere, care dezvoltă o performanță de la 0 la 100 de km în 7,2. Aștept să mă verificați pe net, să vedeți dacă am zis bine sau e dată din burtă. Până una alta, haideți să filmăm motorul. Se deschide de aici, destul de intuitiv. Sunt două clapete pe care sunt desenate foarte mari, semnele de deschidere, capotă, motor, și deschidere bușon de combustibil. Iarăși, clema de deschidere a capotei este ușor de găsit. Voi ați văzut că eu le deschid pentru prima dată și la unele mașini durează foarte mult până când găsesc clema asta de deschidere capotă. Nu a fost dotată cu amortizori pentru capotă, pentru că mașinile sport țin foarte mult la siluetă și nu vor să se îngreuneze. Aici avem motorul care este supraalimentat cu turbină, v-am spus dezvoltă 220 de 215 cai putere și stă foarte bine pe performanțe, mașina fiind o mașină pe benzină cu uh, tracțiune integrală La interior avem negru cu roșu, cu niște scaune, cu un sprijin lateral destul de generos, cu logo Nismo pe ele. Avem aici niște clapete cu imitații de carbon, ieftină, dar na, hai să zicem că nu e imitație de carbon. Este un decor, este un decor care imită sportivitatea. În scaun stau foarte bine, nu știu cât de jos mai merge, e mai înalt, așa, iar nu vreau să am discuția asta cu 1,85 și 1,87. E la maxim jos ca 1, îl trag în față destul de ușor. Volanul mi-aș fi dorit să fie reglabil și este doar pe înălțime, nu și pe adâncime. Eu sunt fan să, să trag volanul cât mai aproape de mine, dar asta e. Avem aici. bănuiesc că. Ia un pic să se aprindă Sau nu știu eu să, să umblu aici Cu luminile și cu bordul Am un buton de start-stop I-am pus și contactul Ok, ne anunță Că cineva a apăsat butoanele Bun, stau foarte bine în scaun Simt că sprijinul lateral E foarte ok, poziția la volan Pot să zic că îmi convine Avem piele Alcantara pe volan Știu, mulți o să-mi zică Alcantara în comentarii Și o să zic, hey hello, captain Yes. În sfârșit, trecem peste asta. Avem aici butoane în care decuplăm SPU, avem un buton de reglaj al cuiva, nu prea înțeleg ce vrea să reprezinte, dar cred că e pus IP-1. mi-e și frică, e un buton pus aftermarket de cineva, nu știu ce face, oglinzile se pot rabata, iar aici am un buton care mi arată two-wheel drive sau four-wheel drive. Nu știam că mașina asta poate să facă o trecere așa de la o punte la alta și să meargă doar cu, doar cu o punte motrică, dar iarăși despre mașina asta și despre toate lucrurile pe care ar trebui să le cuprindem într-un review general de două ore, putem să le discutăm în comentariile pe YouTube. Eu sunt acolo prezent și discutăm și voi mă învățați și îmi spuneți, uite, navigația asta imensă de la Nissan cu grafica asta, cum nu s-a mai văzut la nicio mașină, este extraordinară, știe să facă nu știu ce. Vreau și eu să învăț lucruri despre mașinile astea second-hand. Ideea review-ului de aici este să vedem cum arată, să conducem, să vedem cum se simte o mașină ca asta din anul ei cu numărul ei de kilometri, adică cei 40 de 40.000. Că aici mai avem niște senzori de parcare montați aftermarket, că un cheder nu stă bine, că pielea de pe schimbător s-a luat. Nu e cazul mașinii, dar putem să observăm tot felul de lucruri. De exemplu, cum arată volanul din piele întoarsă sau alcantara sau cum vrem noi să-i zicem, care sunt ferm convins că în ăștia 40.000 de kilometri n-a fost utilizat doar cu mânuși. Și atunci, pentru 40.000 de kilometri, eu consider că acest volan arată foarte bine. Hai să mergem și în spate și după aia o și conducem. Bun, accesul în spate este destul de ok pentru o mașină din clasa dânsei. Spațiul la cap, pentru mine, nu prea există. Ce mai avem aici în spate pentru oamenii din spate? Aici nu avem buzunar pentru a depozita lucruri, în schimb avem pe partea din dreapta bancheta iarăși cu cusătură roșie, neagră, frumos, cu alcantar. Îmi place că s-au gândit și la partea din spate, chiar dacă mulți, ca și Honda, nu se mai gândesc și pun toate materialele premium doar în spate. Mă bucur că e și bancheta și au ținut cont și de oamenii din spate. Nu avem nimic de făcut aici decât să ne jucăm cu lumina. Puteam să ne jucăm cu lumina. Puteam să ne jucăm cu testul de mașină bună, dar acum toate sunt bune. Nu avem nici măcar cotieră să ne sprijinim, dar e ok. Iar cu capul în plafon, dacă ești înalt, poți să te sprijin Că fiind o mașină sportivă și 4x4, știi? Și te ții bine. Bine, asta normal, cu centura montată. Hai să vedem și porbagajul care este extraordinar de încăpător. Nu i-am făcut așa? Ia să vedem. Nu. Nu N a fost de la noi. Bun. Avem un porbagaj de 73 de litri și cu. Uh... Uh -uh. Așa o fie sau a făcut-o el? Vorbaia. Așa o fie din fabrică? Să ne spună oamenii, ați mai văzut izolația asta aici la. O Wannabe, roata de rezervă? Sau e pusă de fostul proprietar? Dacă e pusă de fostul proprietar, așa, e un lucru bun. Avem și, deci, nu știu cum să-i spun, dați voi un nume policioarei care stă aici destul de firav și de ciudat din punctul meu de vedere, dar atât au putut inginerii de la Nissan. Cameră spate, 360, Farul cu xenon și un, un eleron pârlit de soare, că negru, negru e, nu, nu vreți să știți, mai bine să nu știți. Uh, hai să o conducem, să vedem, să vedem cât de nervoasă e nebuna asta mică. Bun, dacă merge, spuneam că aceste clapete de schimbarea treptelor de viteze la această mașină rămân pe loc, adică nu se o odată cu volanul poate să fie un avantaj, poate să fie un dezavantaj. Mulți zic, domne, eu sunt cu volanul acolo și vreau să schimb pe viraj, să fac, să dreg. Alții zic, domne, am un răsucit volanul, nu mai știu unde e plus, unde e minus, sau aici rămân, rămân pe poziție, ca să zic așa. Suntem acum pe funcția de two-wheel drive. Deci, bun, că mașina asta merge doar punte față, motoare în momentul de față, dacă schimbăm pe four wheel drive sau patru 4 egal 16, nu se simte nimic, putem să facem lucrurile astea în mers, nu ne condiționează nimeni. V-am spus, volanul, piele întoarsă foarte, foarte ok pentru, pentru ce am făcut. Ce am făcut? Al știe pe băiatul ăsta, știe pe Răzvan Stanca în mașină, știi? E directorul de vânzări de aici și probabil că l-a salutat. Al. A, plecăm, nu, nu mai stăm. Da. Uh, nu știu ce vrea ea să zică, dar ne transmite niște mesaje. Probabil vrea să scape, știe ce o așteaptă. Nu că nu abuzăm, să nu credeți că o abuzăm. Mergem normal pe niște drumuri puțin denivelate. Se mișcă, se mișcă, se mișcă pentru cei. 215 cai declarați. Pe fundal avem modelul Defender nou, scurt, interesant. Ah, destul de... Ah, stai mă, că eram pe modul de condus normal. Pot să schimb modul și acum pot să fiu sportiv. Și pot să fiu sportiv acum și pot să fiu și eco și pot să fiu și... Cum sunt? Cum sunt? A, e eco level? Ce face asta? Ah, asta e aer condiționat. Nu mai e niciun, nu mai e niciun mod de condus, sau terminat. Dar noi mergem sportiv, că de ne-am ne luat Nismo. Dacă nu ne luam Nismo RS, nu mai mergeam sportiv, mergeam economic. Așa, dacă am luat Nismo RS, mergem, mergem pe sportivitate, știi? A, unde să o iau? Eu prea știu drumurile pe aici, asta e problema. Uite pe aici și Pe aici eșa, că am schimbat, că am schimbat traseul. Acum e, e, e premieră mondială, internațională. Premieră mondială, internațională este faptul că facem această filmare pe un traseu nou. Avem aici un fel de speed bump, nu-i chiar speed bump. Stăm turați, suntem nervoși, că suntem pe modul de nervoși. Și aici la bord, ne este indicată și treapta de viteză în care ne aflăm. Da, nu, nu pot să spun că mă deranjează ceva la volan aici, scaunul e foarte ok sprijinul lateral foarte bun, mașina asta începe să pună puterea la bătaie abia de la 4500 de rotații pe minut în sus. Cei, 200, cei 215 cai sunt dezvoltați la 6100 de rotații pe minut. Sunt oameni care își cumpără mașini sport și schimbă la 4500 ca să nu le strice. Vă spun eu că nu le stricați. Uh, trebuie măcar o șpanetă pe zi. O șpanetă pe zi ține mecanicul departe. E la fel ca și cu un măr. Un măr pe zi uh, ține doctorul departe. Așa, uite, întorce lumea capul, nu am mai văzut Nissan Juke, Nissan RS. Vezi? Deci e o mașină care atrage priviri. Consumul arătat în bord este de 11,9 litri la 100 de kilometri. Nu știu cât de real este sau cum s-a folosit mașina asta pentru a avea consumul ăsta, dar sunt fel convins că nu, nu, nu s-a deranjat nimeni să meargă super încet cu ea ca să aibă o medie bună, că venim noi să o filmăm și așa mai departe. Deci probabil că asta este consumul, un consum mai mult decât decent din punctul meu de vedere pentru puterea declarată. Nu știu acum, mi se pare un pic ciudat mașina asta fiind o mașină cu tracțiune integrală să aibă 0-100 în 7,2 iar Mini Cooper S care are o putere declarată de 190 de cai să scoată 106,7 nefiind 4x4 și asta având 215 cai. Deci, ciudat. Dar performanțe, cutii, rapoarte, fel și fel de lucruri, greutate și așa mai departe, care toate lucrurile astea pot influența performanțele, dar fiți foarte atenți pentru că nu caii sunt lucrul care contează cel mai mult la o mașină, ci performanțele. Există mașini cu mulți cai care nu uh, au performanțele de mașini mai ușoare, să zicem, și cu mai puțin cai. Am greșit poteca. Avem și senzor de parcare și cameră spate și vedere 360. Adică vedem și de sus. Nu pot să-mi aleg aici. Grafica e, grafica e din filmele în filmele vechi și comuniste dar așa sunt uh, mașinile uh, nipone așa sunt uh, mașinile astea uh, ei nu pun accent atât de tare pe grafică și pe nivelul de echipare din interior cât pe performanță și fiabilitate așa că o să facem o plecare o să facem un sunet de afară pentru că sunt ferm convins că vă doriți mai mult să vedeți performanțe și lucruri de genul ăsta la o mașină sport, decât să o plimbăm pe asfalt și să vedeți niște cadre frumoase cu muzică și cu chestii așa despre ea și despre cât de frumoasă se prezintă în mers. Dacă am uitat să vă spun lucruri, dacă ați mai vrea să aflați chestii pe care eu nu le-am spus în acest video, coment, coment în YouTube, și eu vă răspund acolo, sau Marius, în funcție de cum avem timp, cu toate informațiile pe care voi le cereți. Atât de simplu, nu e nimic complicat. Comunicare, poate reușim să facem și un eveniment aici la colegii noștri de la țiria ca autorulate. Să ne întâlnim, să vorbim vine vara, avem tot timpul înainte. Share like și subscribe dacă vă place ce vedeți acum pe cameră. Dacă nu, nu dați. <laughs>